cel mai mare Black Friday de gaming. Vineri, 16 noiembrie, ora 0, la PC Garage. Ei bine, asta este extrem de plictisitor, pentru că durează mult până când se sponează monștri și apoi trebuie să stau să-i bat. Și am făcut rost de două bucăți de ață, ceea ce înseamnă că putem să facem, uite așa, avem 8 lână și cu probabil încă două bucăți de lână pe care le aveam acasă, să sperăm că am două bucăți de lână pe aici. Yes, yes! Salut! Bine ai revenit la un nou minunat episod de Skyblock. M-am gândit că de acum încolo voi vorbi mai așa, mai greu, cum să-ți explic eu ție. Pentru că uneori să-mi bag piciorul, deci încep să vorbesc atât de repede încât mă bâlbâi și mă enervează pentru că sunt autist. Nu uita să lași un like și gelul ăia, desigur, acolo în descriere. Hai să vedem ce facem astăzi. Astăzi, ei bine, stai așa să-mi dau seama unde e. Uite Acilia! Deci avem Acilia, o listă cu câteva challenge-uri care ne-au mai rămas. Bă, stai așa că am o idee. Sper să nu îmi crășuiască obiesul dacă fac chestia. Gameplay! Ia uite-te la chestia asta. De fapt... Gameplay! Easy gameplay, du-te așa să face treaba, probabil. Bun. O să le las acolo o secundică, două, poate trei. De ce? Pentru că avem câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Cum ar fi să... doamne, ce e la mine în inventar. Să facem rost de mai multă culoare roșie și să facem, uite, red wool, da? Uite, asta trebuie să facem. Deci, o să luăm, uite, așa și uite, așa și red wool. Yay! Și acum putem să scoatem asta. Și acum, ghiși ce vom mai face? Vom mai face ceva. Imediat ce-mi dau seama, ne trebuie bețe, dacă nu mă înșel, deci hai să facem uite așa și uite așa și uite așa și asta să le punem așa și cu asta și ăsta e cam inutil, dar hai să-l reparăm cu ăsta. Ce caut eu, Acilea, mă? Caut toporul. Unde mi-e toporul? Că am văzut că am un topor și l-am pus în inventar, nu-i așa? Puteam să jur că am un topor, nu-l văd, ok, poate nu am, ok, știi ce, mergem să facem altul, nu e problemă, mergem să facem un topor, ca să facem rost de lemn, ca să facem rost de lemn, de bețe pentru 10 tablouri, pentru că vezi, uite, aia e una dintre chestiile care ne-au mai rămas, tablouri, după care enderpearl-uri, după care o grămadă de alte tipuri de lână, dar da. Aia o să fie cam nașpa de făcut. Deci ce vreau de Acilea? Vreau niște cobblestone. Stai că am un inventar. Ok, nu mai contează. Bun, vreau să fac un topor, da? Vreau să fac un topor ca să tai și o copacea, pentru că n-am de gând să stau 10 miliarde de ani tăindu-i cu mâna, deși, sincer să fiu, în momentul ăsta, cred că cam la fel de mult ar fi durat, pentru că am pierdut o grămadă de timp încercând să fac un topor. Dar asta nu are importanță. Bun, deci practic mai avem câteva challenge-uri și terminăm. Acum astea câteva challenge-uri o să dureze foarte mult până le... Off-camera. Hai să fie off-camera, dar ideea e că oricum o să stau o grămadă, ore întregi probabil să fac... Cred că o să ajungem la level 100 până facem rost de atâta ață pentru lână. Da, și asta înseamnă că în afară de enderpearl-uri și de lână nu mai avem nimic de făcut, dar asta e nașpa, pentru că aș vrea câteva sugestii de la voi. Cred că v-am cerut asta și data trecută, dar uite de acum, deci acum ăsta este episodul în care, dacă lăsați sugestii ce putem să facem noi pe Skyblock, o să le iau în calcul, pentru că de aia, pentru că vă rog, comentați la acest video. Bun. Asta e așa că am făcut o grămadă de bărci, hai să mai facem, ai de capul meu, am făcut diabeție cât pentru toată viața, probabil. Hai să și dormim, pentru că e întuneric și mi-e frică, pentru că s-ar putea iară să se spuneze fantome, că nu știu când a fost ultima oară când am dormit. Deci avem aici 10 painting-uri, ne mai trebuie încă 10, da? Ia să vedem, bețe și lână și mai multe bețe. Stai așa că am o idee. Uite așa, am stricat ceva ce nu trebuia să fie stricat. Bun, uite încă 10, deci practic le punem și pe asta aici, avem 20, putem să scoatem și astea cu painting-ul. Și acum putem să facem, uite, așa. Ce drăguț, nu e așa? Și CTRL-S. Bun. Deci astea sunt ultimele chestii. Stai. Perfect, perfect. Gameplay.
CTRL-S. Deci astea sunt ultimele chestii pe care trebuie să le mai facem și o să dureze foarte mult timp. Craft green wool? N-am făcut lână verde, am făcut numai... Am făcut de aia light green, probabil. Am făcut de aia... Da, mi-aduc aminte, da. Deci am făcut colorat verde, dar am făcut lână de aia la altă. Nu contează. Bun, deci acum înseamnă că putem să scoatem asta de pe ecran. Foarte bine, foarte drăguț. Bun. Și acum, dacă am terminat cu luna și cu alea, mai avem așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 challenge-uri, cred. Din 49, eu zic că este foarte bine și ne-am descurcat de minune. Hai că facem o chestie totuși, hai să încercăm să facem rost de cât mai multe culori. Și pentru culoare neagră ne va trebui o baltă în care să se... se spunează squidurile dacă le... Asta o să fie interesant. Hai să scăpăm de câteva chestii inutile de pe aici. Am un cartof, bănuiesc că și ăsta ar trebui plantat. Am nevoie de bone meal foarte mult. E bine, ăsta e doar 6, dar uite aici mai mult. Ok. Și o să facem așa. Luăm astea. Bone meal. Le stricăm. Bone meal. Le stricăm. Bone meal. Le stricăm. Bone meal. Le stricăm. Bone meal. Până când facem rost de o grămadă de flori. Ne trebuie flori galbene și roșii, da? Pentru că mai avem nevoie de culoare galbenă și mai avem nevoie și de culoare orange. Oui, oui, très bien. Ce rimează cu orange? Derange. Aha, Pink, și eu mi-aduc aminte de desenul alea. Știu că ți-aduce aminte. Probabil ești mai... ești probabil unul dintre cei mai bătrâni fanii ai mei dacă ți-aduce aminte de acel desen animat, dar nu contează. Bun. Ne mai trebuie Pink-ul, iar ăla îl facem cu roșu și cu bone meal. Mamă, cât ne trebuie... Deci ne trebuie o grămadă de de-astea roșii. Stai așa o secundă, că nu m-am gândit că trebuie atât de multe. Ok, hai că facem acum roz de culori. Da, ia să vedem. Avem dandelion de ăsta. O să avem... ia să vedem, nu avem culoare. Roșie aici nu, bun, dar avem plante. Este așa. Trebuie să ne asigurăm că nu avem nicio floare lăsată pe undeva. Și sunt sigur că pe aici, pe undeva ar trebui să fie. Uite, astea sunt. Așa și așa. Bun. Deci am rezolvat chestia asta, da? Ok. Acum, în teorie, trebuie să facem asta de multe ori până când facem rost de... suficiente flori ca să facem culori, da? E bine că am păstrat asta, e foarte bine pentru că chiar mă gândeam, bă, știi ce? Parcă nu prea mai trebuie. Oh, ba da! Mi-a trebuit! Bine că n-am făcut marea prostie. Așa, ia să vedem. Deci avem așa, 10 galbene, dar astea sunt orange, green, yellow. Ok, deci... Hai că facem o chestie, o să punem într-un chest, uite, aici jos, separat toate culorile pentru fiecare de-astea de lână, da? Deci o să avem nevoie de 10 culori de galben pentru yellow wool. Și acum vom mai avea nevoie de probabil 5 pe care să le combinăm cu alte 5 roșii și să facem orange, nu-i așa? Ia să vedem. 3 deocamdată. Am nevoie de mai multe flori galbene. Haide mâine! Haide mâine că n-am toată ziua, pe bune acum. 5, ok. Facem așa și 5 și cu astea. Da, uite. Și am făcut 10 orange, da? Oranjul va veni, uite aici. Bun. Deci avem... Hai să punem un minus aici. Știu că voi nu vedeți ce fac, dar nu contează. Și orange. Bun. Ca să știu că am făcut culorile, da? Ne mai trebuie green... green wool, deci stai o secundă că pe aici pe undeva aveam, uite asta, cactus green. Deci punem și ăsta aici și aici mai punem un minus undeva. Bun, ne mai trebuie pink wool acum. Pink wool-ul îl facem cu probabil 5 de astea și niște bone meal, nu-i așa? Pink dye, ok. Deci punem și la pink wool aici un minus că avem culoarea. Ne mai trebuie grey wool, black wool și light grey wool. Deci pentru asta ne va trebui o... ne va trebui o baltă. Ne va trebui o baltă, oameni buni, în care să nu prea am suficiente cobblestone-uri ca să fac, nu? Ok. Ne va trebui o baltă care se va face destul de greu, dar dacă nu se spune... Dude, n-am nicio idee dacă se spunează squiduri sau nu. Sunt atât de confuz. Pentru că dacă nu pot să spunez squiduri, pentru că nu știu dacă se mai spunează squiduri, dacă... Probabil... Habar n-am! Nu de vrei să le știu eu pe toate, ok. Dacă facem o baltă și se spunează squiduri, e bine. Dacă facem o baltă și nu se spunează niciun squid,
trei dintre aceste culori este imposibil să le facem, pentru că n-avem de unde să facem dai de la, nu știu cum se cheamă, culoare de aia neagră. Deci acum hai că facem o chestie, da? Vom face, uite așa. Și vom face, uite așa, da? Și apoi, uite așa, da? Da, bun. Și acum ar trebui să fac, uite așa, probabil. Așa. Și vom încerca să facem un fel de început de acvariu, aș putea să spun. Și asta trebuie să vină, uite așa. Cam mirosesc niște cablesone aici, dar deocamdată nu mă interesează. Hehe, Pinker, de ce nu faci cu de-alea ca să fie mai eficient? No! Fără eficiență, aici și așa nu facem eficiență. Eficiența e pentru fraieri care sunt eficienți. Eu nu sunt. Eu nu sunt fraier care este eficient. Eu sunt fraier care nu e eficient. Bun, am rezolvat problema asta. O să fie foarte amuzant să punem apa aici. Asta va dura puțin. Urăsc lumea în care mă trăiesc. Wait, what? Urăsc lumea în care trăiesc, da. Sau în care mă aflu. Oh! Pe bune că asta a fost tot, mamă, deci nu mai suport. Du-te, ce Dumnezei și canghela altarului. Am atât de puțin cobblestone tot timpul. Mă rog, am avut suficient cobblestone o bună perioadă de timp. Acum uite că n-am mai stat, că am zis că nu mai construiesc nimic. Și uite că am construit ceva și acum trebuie să fac rost de câteva, vă rog, trimiteți ajutoare, câteva bucăți de cobblestone, deci o să fac chestia asta acum. Cred că vreo 20 ar trebui să ajungă, da? 20 vor ajunge ca să facem un fel de idee de început de acvariu, care de fapt e o baltă mai mult, da. Hai mă, nu mai intra în lavă și vino încoace. 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, ar trebui să fie suficient pentru că mai avem câteva în partea asta, la altă, uite aici. 22, bun. Am 22 de cobblestone. De cobblestone-uri. Cobblestone. Și pe una dintre ele deja am pus-o greșit. Ok, vin încoace. Așa, bun, și acum aici trebuie să vină ceva de genul ăsta, după care punem, uite așa, da? Și acum, în teorie, ar trebui să facem asta cumva așa, deci una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă și zece. Bun, va fi de 10 pe cât o veni în partea cealaltă. Asta ar trebui să fie o baltă destul de mare să se spuneze squiduri. Dacă nu se spunează, atunci e de la joc. Și probabil va trebui să ne prefacem că am completat celelalte 3 challenge-uri de culori, deși eu cred că e posibil, adică trebuie să se spuneze squid-uri aici dacă... Ok. Bun. Acum că avem ideea asta, ce mai putea să facem? Bă, câte avem? 1. Deci avem un Ender Pearl undeva pe aici. Uite la cilea, da? Uite, astea am terminat cu ele, hai să le punem, uite așa. Deci avem un Ender Pearl și toate chestiile astea sunt cam inutile pentru mine în momentul ăsta. Avem și un cartof, am putea să plantăm un cartof. Hai să luăm săbile cu noi, deși nu o să ne trebuiască atât de multe. Oase, pește, am o grămadă de mâncare la mine oricum. Bun! Hai să mâncăm și asta. Hai să mergem în Nether puțin să mai batem o tură de zombie pigmen. Să sperăm că o să găsim măcar 3 endermeni acolo. Ok, văd niște pigmeni acolo, sunt mulți. Săbiile astea rămân acolo. Deci săbiile rămân... Ok, deocamdată nu e mai are chestie, nu e niciun enderman. Deci săbiile rămân aici dacă ieși din Nether, pentru că gen nu trece timpul dacă nu ești tu aici, deci ele rămân acolo și ar trebui să dispară la un moment dat totuși. Ok, hai să stăm aici, să așteptăm să se spuneze un pic mai mulți. Și ce am putea să facem? Am putea să creștem un copac aici, pentru că de ce nu? Hei, asta s-ar putea să... Uite, am văzut că s-a spunat unul acum. Asta s-ar putea să fie una dintre challenge-urile pe care le mai putem face. Sau unul dintre cei... Când zici un cuvânt în engleză... Din engleză în română nu prea... Da, e ciudat.
Bun, sau spuneam niște Enderman, hai mă că n-am toată viața la dispoziție. Vă rog, Enderman, de voi am nevoie. Mamă, sunteți o grămadă de zombie pigmen și niciun Enderman. Și bine că nu s-a mai spunat. Și ce aș putea să fac? Aș putea să mai fac încă o chestie de aia în altă parte și gen să fie... A, bine că te spunezi tu, slime stupid. Să fie în două părți și mă duc la unii, bat și când am terminat deja sunt alții. Dar e cam inutil, e cam o pierdere de timp. Pentru că, să fim serioși, cine are nevoie de atâta aur și carne de zombie. Și problema e că nu știu dacă se spunează de ăștia, deci hai să începem. Stai că trebuie să mă urc și sus. Alo? Așa, hai că... Cu întârziere v-ați dat și voi seama că e rost de smardoială. Hai veniți încoace. Da, se întâmplă că data trecută sunt atât de mulți încât nici nu auzi cuițatul complet, se aude numai E. De ce mă tot dau? De ce mă tot mișc? Mă mișc degeaba. Trebuie să mă apropii un pic mai tare, așa. Hai băieții, hai adunați-vă iar, nu numai ăștia micii. Oh my god, sunt numai de ăștia mici. Așa. Hai să mergem acilea să vi... Așa. Și nu trebuie să ne urcăm, numai un pic să sărim, frate. Ok. Cel puțin funcționează, spunerul ăsta. Ah, da, am uitat, trebuie să începem... Mamă, de cât cabăl o să avem nevoie. Trebuie să începem și încercarea aia de spunăr doar pentru păianjeni, cred. Deși în momentul ăsta mai am nevoie de... 1, 2, 3, 4. Oh, mamă, sunt încă 70 de bucăți de lână de care am nevoie. 70 ori 4 vine... Cât? Oh, Lord Iisuse, stai o secundică, că eu nu pot să fac 280 de bucăți de ață. Atât de mult ne trebuie pentru toată lână, pentru toate challenge-urile. Bă, acum pot să zic că am terminat aici. Stai așa, unde am un... uite așa... niște aur, o grămadă de săbii cu care mi-am umplut inventarul. Dai înapoi. Așa, 60. Hai să începem. Gunoi. Complet reparat, dar tot gunoi și alt gunoi. Și doar atât? Un singur lingou și 38 de nuggeturi. Frate, puteam să jur că o să-mi dea măcar 3 lingouri. Că au fost mulți zombi de aia, ați văzut, da? E bug, m-am săturat de buguri. Ok, bun. Deci am fost și am făcut și chestia aia. Și acum, nu știu exact sincer de ce am făcut-o, pentru că nu avem nevoie de cine știe ce aur, că nu avem ce să facem cu el, dar hai să-l lăsăm acilea. Bun, painting-urile astea sunt tot buguite? Da. Nu înțeleg de ce e acolo. Poate pentru că e... Poate dacă... thinking emoji. Yes! Nu mi-a luat decât mult timp să-mi dau seama ce ar trebui să fac ca să nu se mai buguiască. Hai să luăm torțele totuși și să le punem fix lângă. Uite așa. Aici n-am unde să... uite aici, perfect. Acum, în teorie, de la torțe o să ia foc painting-urile, dar n-are importanță. Hai să vedem dacă mai putem să mai punem undeva niște painting-uri. Ia, aici e cu bug, da, ok, iar aici. Dar vreau altceva, nu astea două. Astea sunt singurele două pe dimensiunea asta, pe bune? Oh, asta e chiar stupid. Pac. Ok, ei bine... Așa o să rămână pentru că nu am... Da, nu am altceva să... Ok, ia să vedem aici. Foarte drăguț. Foarte drăguț, da, ok. Hai să mai punem, uite, și aici. No. Trebuie de... Aha. Am înțeles. Sunt niște reguli, aparent, mă, sunt niște reguli. Uite așa. Hai să ne prefacem că n-am văzut asta. Așa și așa. Bun, ăsta poate să fie altfel, te rog. Așa. Mai avem încă... deci avem așa și apoi lipsă. Deci practic punem, uite... firar, ne-ar mai trebui încă puțin. E, da, cred că putem să facem. Nu avem altă lână? Lână colorată. Nu avem.
Ei bine, hai să ne prefacem că sunt tablouri peste tot, deși nu sunt. Bun, hai că am rezolvat și chestia asta. Am pus câteva tablouri pe aici ca să scăpăm de ele. Deci vom pune capăt acestui minunat episod aici. Am plantat copaci, ok, n-au crescut. Treaba merge bine, ne mai trebuie încă 9 Ender Pearl-uri. Pentru că avem deja unul, dar n-am schimbat acolo așa, pentru că nu vreau să mă încurc. Vreau să știu că trebuie să strâng 10 și am terminat, știi? Ne mai trebuie o grămadă de lână, iar pentru data viitoare, ce cred că voi încerca să fac? Voi încerca să fac acel spawner, care va fi undeva în partea asta, probabil, și la același nivel. Deci nu mă interesează să fie ăsta, păianjenii răniți. Pot să-i badă unul singur, nu e problemă. Dar vreau să se spuneze doar păianjeni într-un strat de la subțire, ca într-un fel de sandwich, cum ar veni, dacă... Sandwich cu pâine. O să tac din gură. La revedere, pa, pa!